Directorul Diviziei Miniere, Vasile Ogârlaci, a fost de acord cu propunerea sindicatelor din Rovinar de creșterea salariilor celor 5.000 de mineri cu 3%. Liderul sindicatului minerul Rovinar, Marin Gole, a precizat că fiecare unitate componentă a complexului energetic Oltenia va beneficia de o creștere diferențiată, dar care nu va depăși însă rata inflației. Gole a mai spus că negocierile vor continua și după 1 august. Sindicalistul Gole a explicat faptul că majorarea salariilor în funcție de profitul companiei este prevăzută în contractul de muncă al minerilor. Creșterea aceea salarială de 3% de când aplică? De când oricim. Trebuie să mergem. La momentul în care vine bugetul aprobat de la minister, nu a aprobat ningun, demarăm procedura de indexare a salarilor. Tot marți s-au purtat discuții referitoare la cuantumul primelor acordate cu ocazia Zilei Minerului. Cei 13.000 de mineri din cadrul complexului energetic Oltenia vor primi câte 700 de lei de ziua minerului și energeticianului. De asemenea, s-a mai stabilit ca minerii să aibă o zi liberă. Totodată, minerii din zona Motruș vor sărbători ziua pe 4 decembrie, odată cu celebrarea Sfintei Varvara, apărătoarea ortacilor. Primele încasate de aceștia vor fi de 600 de lei.